Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre backup și vom vorbi despre un soft foarte interesant cu ajutorul căruia vom putea face backup la sistemul nostru de operare. Va fi foarte simplu de folosit acest soft. Softul se numește FBackup. Haideți să ne de unde îl descărcăm. Scriem pe uh, pagina Google sau pe pagina oficială Mozilla Firefox FBackup. Căci așa se numește softul FBK Și uh, Bineînțeles acesta Îl puteți găsi pe uh, Site-ul uh, său oficial Dacă dați click pe primul link Vă va duce pe pagina În limba română, eu o să merg pe pagina În limba engleză dând click pe acel link Și mă duce exact pe FBK.com Puteam accesa direct din bara De adrese, însă am ales Să, să facem așa Ca să vă arăt și vă Cum puteți ajunge aici mai ușor Cu alți pași Ok, acum așteptăm să se încarce pagina fbackup.com Odată încărcată pagina Va trebui să mergeți la free download Și download now, vedeți că aveți aici backup for all care este o variantă de backup premium adică comercială Descărcăm după cum ați văzut acolo, este um, um, compatibil cu toate sistemele de operare, inclusiv Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Se descarcă utilitarul nostru are un mega și 1,1 mega. Ok, mie mi se va duce în downloads. Deschid mai com computer, Noul This PC din windows8.1. Avem aici Fbackup, îl trag pe desktop. Așa și închidem browserul și rulăm Fbackup. Rulăm. Aici ne spune să fim răbdători că Fbackup încarcă niște fișiere. Și odată ajuns la acest pas, va trebui să selectăm limba. Și vedeți că avem engleză și română, puteți selecta română, însă eu nu voi selecta uh, limba română. Sau haideți să selectez română de dragul tutorialului, așa. Uh, și ne spune, se va instala FBK 5.1 Build 1.9.2, FBK se va instala în C, Program Files, Softland Backup, FBK 5. Gata de începere, apăsați, instalează în acum. Și dăm clic pe instalează acum și va începe instalarea FBK 5.0 buildul uh, uh, 192 Dăm, ies la user account control și va începe instalarea softului. Odată instalat softul, ne va spune aici instalare cu succes FB 5.0 buildul 192. Și avem aici pornește și vizitează site-ul. Puteți da click se va porni și fbackup dar se va deschide și browserul default cu site-ul. Puteți da pe închidere și să deschideți voi automate backup fără să vă mai arunce pe pagina lor oficială. Uh, da, așteptăm un pic acum. Am închis browserul cu pagina lor oficială și am început. Uh, după cum vedeți, nu e, interfața nu este în limba română. Uh, deci avem Select a task below to get started Putem crea un nou backup Putem restaura fișiere Și putem urmări videoclipuri Sau tot felul de articole legate de backup Nu o să las ca acesta să mai ruleze Dând click pe dând, Debifând show this dialog next start Și dau close Și acum mergem pe File, options Vedeți ce interfață interesantă are Are o interfață asemănătoare cu uh, Uh, office uh, 2010, dacă nu mă înșel, cam așa arăta. Office 2010, la general, la opțiune avem limba, numai engleză, numai engleză avem aici. Uh, preferințe uh, avem show quick access toolbar below the ribbon, adică să ne afișeze uh, toolbarul quick access uh, sub uh, ribbon. La startup să ne pornească acest soft la Startup, să ne arate Getting Started, deci vedeți dacă vreți să vedeți din nou acel dialog puteți să îl faceți din nou să arate de, bifând practic opțiunea Show Getting Started, Show Try Icon, adică să ne arate aici în sistem 3 iconița după cum vedeți uh, și Schedule Startup, adică în momentul în care uh, deschidem sistemul de operare sau calculatorul nostru să cum să ne afișeze acest soft, vedeți, last window state, minimize, normal și maximize. Updates, putem să uh, vedeți aici avem opțiunea să ne caute automat după update-uri, puteți selecta manual, însă vă recomand să lăsați automatic. Frequency daily, e cel mai bine să lăsați daily pentru ca aplicația să aibă cele mai mono, cele mai noi actualizări. La notifications avem diferitele notificări. Uh, da, Uh, iar aici avem uh, profilul, uh, cât, de, cât, de, cât de multe notificări să ne arate Și parolele ne spune Store the password din local Windows account Adică să ne uh, uh, <coughs> Ce scuze, pună parolele în uh, contul local Microsoft Și putem selecta să nu ne pună parolele Dăm OK Avem aici Jobs, New Backup unde putem crea un nou backup, avem Open Backup, adică practic să vedem backup-ul și să avem apoi opțiunea de restaurare, să ștergem backup-ul, să duplicăm backup-ul, adică să îl multiplicăm, Create Shortcut, Destination Folder, Refresh, Backup, Restore, Test, View Log și Open Log uh, Folder. Ok, haideți să facem un nou backup, New Backup, dăm click pe New Backup, îi dăm un nume, de exemplu Test, iar apoi, unde vrem să salvăm backup-ul? O să-l salvez în C, pentru că n-am altă partiție, în folderul disk C, make new folder și backup. Bineînțeles, nu trebuie să faceți backup-ul în localist, C. Eu îl fac acum pentru că fac un test, dar voi va trebui să faceți backup-ul într-o altă partiție sau pe un stick USB sau pe un CD pentru că ar fi cel mai um, important și mergem pe advanced mode Ok, vedeți aici avem câteva opțiuni legate de backup-ul nostru. Avem aici iconița uh, jobului, practic, numele uh, backup-ului, destinația care am selectat deja și vedeți că putem selecta pe un hard disk extern sau pe un uh, stick USB sau floppy, bineînțeles. Și aveți aici opțiuni pentru fiecare: external drive, removal, network. Puteți să uh, stocați asta chiar și într-un network. Și avem surse, filtre. Uh, deocamdată nu avem filtre pentru că n-am adăugat slujba Full iarăși și acestea nu sunt nu sunt încă uh, nu sunt încă disponibile mergem pe new backup Ca să facem până la urmă backupul nostru Și o să am zis o să-l fac eu un Un local disk C New folder Și Backup Ok Yes îl creez din nou pentru că l-am mai creat o Dăm click pe next. Aici. Ce vrem să, la ce vrem să facem backup? Putem să adăugăm fișiere și foldere și putem să excludem câteva. Ok. Eu o să fac backup la My Documents. Și dăm click pe Next. Apoi. Cum vrem să facem backup-ul? Make full sau make mirror? Uh, îl vom face full encrypt, nu l vom încripta, vedeți puteți să puneți și parolă pe backup ca să fie protejat și cât de uh, des să facă backup-ul, o să las manual pentru că vă dați seama ia din resurse dacă îl faceți în fiecare zi și dăm click pe save și save and run așteptăm un pic și vedeți că a început backup-ul să se creeze avem butonul de pauză, avem butonul de cancel și backup-ul nostru se creează și vedeți că avem aici și procesul, ne spune ceea ce se întâmplă, dacă selectați backup-ul, ne spune ceea ce se întâmplă. Backup-ul s-a terminat acum, ne apare această, această fereastră și dăm Apply Default for All and Close Practic, este vorba de backup-ul nostru care s-a terminat, ne spune că s-a terminat cu succes și uh, din uh, lucruri din acestea. Ok. Dăm click pe Apply Default, ați văzut că este buildul 192, mai are crash-uri câteodată, uitați și acum unul din acestea, chiar mă bucur că s-a întâmplat, ca să vedeți și voi ce se întâmplă. Și cea mai bună metodă de a scăpa de acesta este să așteptați până se uh, face totul cum trebuie. Deci haideți să mergem în Computer, Document, să vedem ce documente aveam noi aici. Avem folderul acela cu EasyBCD, avem uh, acest fișier cu EasyBCD, da? Și ce vom face... Vom mai pune aici un nou folder în documente ca să vă arăt că după ce vom restaura backup-ul, nu va mai fi folderul pe care l-am pus acum pentru că nu se află în backup. Ok, punem nou folder și îl denumim name uh, test, de exemplu, tot test. Enter. După cum vedeți, la click dreapta avem și uh, opțiunile acestea, add to new job, adică să ne creăm un backup la acest, la acest uh, fișier, add to job, adică să facem un nou backup, să adăugăm totuși la o slujbă și putem deja să facem backup direct. Ok, haideți să mergem pe uh, restore, da click pe restore și avem aici choose another location și uh, vom selecta de aici computer local disk C backup, new backup și acesta ok. Și apoi dăm click pe restore the latest version of all files și dăm click pe finish. Începe restaurarea, după cum vedeți, dacă vă uitați bine aici, se încarcă backup-ul. Și după cum vedeți, Backup-ul sau restaurarea nu s-a terminat de restaurat. Um, nu știu ce să zic, este o problemă a softului. Um, trebuie să mai așteptați, să mai faceți update-uri, poate această problemă se va remedia. Din păcate, se pare că nu se pot restaura backup-urile. Va trebui totuși să folosiți locația default de crearea backup-urilor și apoi să restaurați din locația default. Nu puteți voi schimba locația. Bineînțeles o puteți schimba, dar vedeți ce se întâmplă, nu se mai restaurează. Ok, trecem peste asta, este o problemă minoră. Pentru că v-am zis cu care este rezolvarea, nu mai schimbați locația default a backup-ului și îl puteți restaura din locația default. Haideți să trecem la celelalte setări. Deci avem, aici am prezentat tot ce trebuia, avem layout. Navigation pane collapsed. Vedeți cum avem aici uh, acestă, uh, această bară de navigație care să fie așa sau așa, după cum vedeți. Avem restore default layout dacă doriți și se restaurează layout-ul default. Eu o să-l fac așa un pic mai mare. Avem modul card sau list. Dacă dăm click pe list, vedeți cum se vede. Se vede așa mai mic. Dacă dăm click pe card, se vede un pic mai mare. Mie mi se pare mai interesant așa. <coughs> Ce scuze, aici la file avem new backup, open backup, open backup from, avem tools for working with F backup, aveți plugin, aveți Getting Started și aveți import from version 4. Adică practic, voi puteți face backup până și la setările F backup și tocmai de aceea puteți apoi să le importați din uh, versiunea trecută în versiunea aceasta. Avem acum help unde avem diferite opțiuni despre acest, uh, uh, despre acest soft, avem și tutoriale opțiuni. Mergem la opțiuni. Iar aici v-am prezentat deja opțiunile și mai avem și exit, adică butonul de închidere. La control aici v-am zis aveți pauză, cancel și aveți aici câteva categorii de, după care vă puteți ghida. Și cam acesta ar fi softul nostru. Um, sincer și mie îmi pare rău că a dat eroarea asta cu restaurarea Dar v-am zis, în momentul în care mergeți pe New Backup Lăsați locația default, adică aceasta Și dați click pe Next și faceți în continuare ceea ce v-am arătat eu Și în momentul în care veți da click pe uh, Restore um, Stați un pic să vedem dacă pot să dau și eu Click pe Restore Să merg un pic să dau Cancel la asta, Yes nici măcar cancel nu, nu merge la restaurare oricum, deci mergeți la restore și acolo lăsați bifat să restaureze din locația default cam acesta ar fi tutorialul de astăzi îmi cer scuze pentru problemele pe care fb 5 ni le-a făcut dar v-am zis rezolvarea eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite vă mulțumesc din nou pentru atenția acordată și pentru că ați vizualizat tutorialul meu la revedere!